Mulțumesc! Bună seara! În ședința de guvern de astăzi am aprobat legea bugetului de stat pe anul 2021. Aș vrea să vedeți, acesta este documentul. Am aprobat legea plafoanelor, a unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar pentru anul 2021, legea bugetului de asigurări sociale pe anul 2021, și, bineînțeles, acestea vin însoțite de strategia fiscal-bugetară pe 2021-2023 și raportul privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acesteia pe anii 2022-2024. Le aveți aici. Toate acestea vor fi făcute publice. Ele au fost în transparență, bineînțeles, decizională, dar varianta aprobată va fi făcută publică în momentul când bugetul va merge la Parlament pentru dezbatere și aprobare. În ședința de astăzi nu au fost modificări importante, deficitul rămâne același și să vă citesc din legea plafoanelor. Din bugetul general consolidat, cheltuielile totale sunt de 397.515.000 de lei și 109 și cheltuielile de personal 109.511 milioane de lei. La bugetul de stat, cheltuielile totale sunt de 223.702 milioane lei, iar cheltuielile de personal sunt 55.834,9 milioane de lei. Deficitul bugetului general consolidat sau soldul bugetului general consolidat este de 80.000 milioane lei. Nu s-a modificat nimic și tot astăzi am aprobat și evoluția deficitului soldului structural anual al administrației publice, deficitul anual. În 2021 este vorba despre estimări structurale 7,42, în 2022 6,07 și în 2023 4,83. Acesta este vorba despre soldul structural, acesta se calculează relativ la PIB-ul potențial. Nu, așa cum am spus, în ședința de guvern au fost câteva modificări, transferuri la unele capitole, de exemplu, din fondul de rezervă au fost făcute câteva transferuri pentru finanțarea unor proiective de investiții care erau incluse în anumite anexe. În rest, nu au fost schimbate, așa cum am prezentat, bugetul rămâne în parametrii inițiali și el merge la Parlament pentru dezbatere. Dacă sunt câteva întrebări pe această temă, vă rog, mulțumesc. Să facem o regulă, două întrebări ar fi cea mai bine de fiecare ca să nu ne întindem. Mulțumesc! Începem de aici. Bună seara, Ema Stoica, Digi24. Voiam să vă întreb dacă la ministere și în special la Ministerul Sănătății, acolo unde au existat mai multe nemulțumiri în spațiul public, au fost făcute modificări în bugetul pentru 2021? Văd că este o temă care vine și nu-mi dau seama cum. Eu nu am văzut aceste nemulțumiri în spațiul public. Bugetul Ministerului Sănătății a fost mai mare de la început, dar în ședința de astăzi au fost realocate câteva sume din fondul de rezervă pentru câteva obiective în Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor. Să știți că a fost suplimentat bugetul, dar nu foarte mult, cu anumite obiective care au fost finanțate din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului. Despre ce sume vorbim? Suma totală care a fost modificată în jur de câteva sute de milioane, 200-300 de milioane, nu este exact, vedem. Dar nu numai pentru aceste ministere. Sunt mai multe obiective care au fost finanțate din fondul de rezervă. Proiecte care sunt importante pentru comunități, proiecte care ajută la dezvoltarea în anumite localități. Și o întrebare pe un alt subiect, despre sporurile bugetarilor. Înțelegem că acestea vor fi modificate, fie plafonate, fie unele eliminate, prin legea salarizării care se lucrează în momentul de față la Ministerul Muncii. Voiam să vă întreb dacă aceste modificări vor intra în vigoare în 2021, adică dacă acele sporuri care se vor elimina se vor aplica inclusiv din 2021. Haideți să vedem întâi cum arată legea salarizării. Obiectivul meu nu este acela de a elimina ceva, este acela de a reașeza modul în care noi, sau veniturile, sunt alocate în sectorul public. Dorim să facem această legătură directă între performanță și venituri. Despre asta este vorba. În același timp avem și câteva alte principii,
unul care a fost denunțat de foarte multe ori în spațiu public. Era vorba de salariul președintelui să fie cel mai mare salariu în sectorul bugetar. De aici au fost tot felul de excepții date. Vrem să corectăm aceste excepții. Deci, aș vrea să fim foarte clari. Legea salarizării unitare, reanalizarea ei sau nu a legea salarizării unitare, vrea să facă această modernizare. Ne-am spus că vorbim de nu numai despre această lege, vorbim și despre, și voi propune coaliției luni, ca posturile de conducere să fie cu mandat în administrația publică, cu evaluare la 3 ani, să ai maxim 2 mandate, după care trebuie să te miști în cadrul administrației. Asta înseamnă un corp de funcționari publici, așa cum se face în toate țările dezvoltate și cum noi încă nu avem așa ceva. De aceea vom avea, toate acestea vor fi legate. Dar ca să înțelegem mai bine, dacă îmi permiteți, puteți să specificați, Ministerul Muncii poate specifica în lege dacă intră în vigoare din 2021 sau din 2022. Cum va fi? Bineînțeles că va specifica. În momentul când vom avea legea, vom vedea când va intra în vigoare. Marina Cioacă, România TV. Aș vrea să vă întreb dacă considerați că ați avut 100% susținerea PNL în această implementare a reformelor pe care le-ați cerut. Cu siguranță. Partidul Național Liberal este un partid care își dorește reformă și veți vedea că vom face reformă împreună, alături de Partidul Național Liberal. Ați văzut liderii Partidului Național Liberal care susțin reformă și în spațiul public exact în direcția pe care am enunțat-o. Noi avem un program de guvernare, acolo sunt înțate clar principiile pe care vrem să le punem la baza acestei societăți pe care o clădim acum. Și nu, este clar că am susținerea Partidului Național Liberal. Și încă o întrebare, revenind la sporuri, ce mesaj aveți pentru românii care în 2020, de exemplu, și-au pierdut locurile de muncă sau au intrat în șomaj și văd totuși că bugetarii au în continuare spor de calculator, spor de praf, spor de efort? În 2020 am alocat sume record tocmai pentru a ne asigura că românii nu-și pierd locul de muncă. Au fost 1.400.000 de oameni în șomaj tehnic, sume care au fost plătite la bugetul de stat. După aceea am ajutat revenirea acestora la locul de muncă prin plata a 41,5% din salariul brut. Dacă ne uităm la cifre, vedem că nu am pierdut locul de muncă, din contră. Rata șomajului a scăzut constant anul trecut și am ajuns iarăși, avem una dintre cele mai mici rate ale șomajului din Uniunea Europeană. Și faptul că nu a scăzut sau aceste efecte nu se văd în economie pentru că avem și cea mai mare creștere din Europeană în trimestrul 4. Deci este clar că economia a performat, este clar că locurile de muncă au rămas, ne uităm la consum, veniturile au fost acolo. Deci sumele alocate la buget au suplinit acest cost care ar fi apărut în economie. Dar totuși aceste sporuri sunt 27 de milioane de lei, chiar dumneavoastră. De miliarde. De miliarde de lei. De miliarde de lei, este adevărat. Și am spus că prin, și de aici am pornit, nu? Eu sunt cel care v-am prezentat situația. Eu sunt cel care v-am spus că modul în care sunt plătiți astăzi sau modul în care aceste venituri ajung la cei în administrația publică nu este corect și ar trebui să cerem și performanță. De aceea vom avea această lege a salarizării. Bună seara, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, cum se va rezolva situația minerilor blocați în subteran? Eu am citit acum o știre că s-a oprit protestul. Știți foarte bine că în ședința de guvern de ieri a fost aprobată ordonanța de urgență care prin fond de garantare a creanțelor salariare ca să se califice și asta înseamnă plata salariilor pe următoarele 3 luni de zile. Când vor ajunge banii la oamenii care au... Astăzi a fost aprobată, cred că este deja publicată această ordonanță. Ministerul Muncii ne-a spus că va avea hotărârea de guvern pentru aplicarea ordonanței imediat. Deci asta însemna că în momentul în care este publicată, hotărârea de guvern o să vină în ședința de guvern. Dacă este gata luni dimineața, luni vom avea o ședință online, tocmai pentru a aproba această hotărâre de guvern. Fostul premier Ludovic Orban, președintele partidului, a anunțat că depune un amendament cu privire la gratuitatea biletelor pentru studenți. Vrea să beneficieze studenții de 24 de călătorii. Care este impactul bugetar și explicați-ne mai exact care ar fi efectele acestui amendament? Bine, impactul bugetar o să-l vedem în amendament. Efectele ar însemna, dacă nu acest amendament nu vine cu sursă de finanțare, ar însemna o creștere a deficitului bugetar. Dar eu sunt sigur că un amendament
în acest fel va veni în Parlamentul României fără să afecteze deficitul bugetar, asta înseamnă că va veni cu sursă de finanțare de undeva. Ori se taie cheltuieli din altă parte, ori, nu știu, dar vom vedea amendamentul. Dar eu vă spun că nu putem să creștem deficitul bugetar cu nicio sumă, de aceea eu sunt sigur că acest amendament va avea și sursa de finanțare. Vă aștepta și la alte amendamente depuse din partea Coaliției de Guvernare? Nu mă aștept la niciun amendament. Marganițu, Alef News. Domnule premier, legea numărul 1 din ianuarie 2011 prevede alocări bugetare pentru educație de 6%. Am înțeles că ați anunțat amânarea acelui procent de 1% din cercetare pentru anul viitor, însă sindicaliștii din învățământ vă acuză pe dumneavoastră și pe predecesori de o nerespectare a legii prin acel artificiu al prorogării. Încalcă guvernul legea? Nu. Guvernul alocă și am alocat și anul trecut și alocăm și anul acesta resurse suplimentare în educație. Discuții pe care le am cu toate sectoarele, nu cu acest sector, sunt foarte simple. Eu sunt gata să aloc resurse mai multe, dar aș vrea să începem să legăm aceste resurse de rezultate. Și aș vrea să văd în toate sectoarele, la toate bugetele pe care le alocăm, să facem și o analiză a numai cantitativă, dar și calitativă. Și apoi vom aloca mai multe resurse. Pentru că să știți că în aceste sectoare s-au alocat resurse anual foarte mari. Am calculat, cred că acum câțiva ani, acum 2 ani de zile, în 10 ani de zile s-au dus către acest sector vreo 60 de miliarde de euro. Aș vrea să știu și eu pe ce s-au dus acești bani și dacă se văd și dacă românii simt că acești bani s-au dus în acest sector. Deci trebuie să facem o analiză clară a modului în care cheltuim acești bani și pe ce se duc acești bani. Pentru o clarificare, vă rog, știm că există mai multe surse de finanțare pentru educație și de la alte ministere și de la OAT-uri. Dacă tragem linie, vă rog frumos să ne spuneți, ajungem la 6% din PIB sau care este procentul? Nu ajungem la 6% din PIB, dar suntem cu mai mult decât am cheltuit anul trecut. Anul trecut a fost o sumă record. Bună seara, Alexandru Vlădescu, Antena 3. Eu voiam să vă întreb ce se întâmplă cu elevii de acolo, de la DEVA, dacă protestul s-a încheiat sau nu și dacă va continua, aveți o soluție pentru ei. Înțelegem că acolo cursurile se mută în online pentru că, efectiv, termocentrala Mintia nu mai are cărbune. Asta a spus, se mută online. Vom vedea acum dacă protestul s-a oprit. Eu sper să ca situația să se remedieze. Sunt în legătură și cu prefectul de acolo și cu, am fost și cu Ministerul Energiei. Vedem care sunt soluțiile pe parcurs. Deocamdată am dorit să dezamorsăm această situație. Mergem și mai departe, vedem cum evoluează situația. Ne spuneați că vor fi alocați bani mai mulți la Ministerul Transporturilor și la Ministerul Sănătății. Voiam să vă întreb ce se întâmplă la Ministerul Dezvoltării, dacă alocați până la urmă mai mulți bani acolo la Compania Națională de Investiții și pentru bugetul PNDL, care și încă este de 4 miliarde de lei. Nu s-au alocat mai multe resurse, au rămas aceste resurse. Acolo s-au alocat mai multe credite de angajament, pentru că vrem ca autoritățile locale să construiască sau să aibă proiecte în continuare și vom vedea ce fel de proiecte au, dar vă spun că am vorbit cu Ministrul Dezvoltării și o mare parte din proiectele care erau la Ministerul Dezvoltării au fost trecute pe PNRR. Deci vom folosi fonduri europene, aceste fonduri din PNRR pentru dezvoltarea locală. Mai sunt și alte ministere unde afel ați crescut aceste credite? Au crescut puțin la educație, la sănătate, transporturi, aici au fost, dar nu sunt sume foarte mari, au fost doar realocări de resurse din fondul de rezervă. Săptămâna trecută spuneați că nu ați primit planul de restructurare de la companie. Este ultima mea întrebare. Acum că ați aprobat bugetul, au venit miniștrii cu acele planuri de restructurare pentru companiile unde statul este acționar, majoritar, minoritar? Vom face restructurarea companiilor de stat anul acesta. Bugetul forțează restructurarea acestor companii acestea. Eu v-am spus de la început. Dacă nu vin planul de restructurare, prin buget vom face această restructurare. Vor fi forțați să vină cu o restructurare a acestor companii. Deci vedea în timpul anul acesta că vom avea o restructurare a companiilor. Iar în buget există un articol care spune foarte clar că la jumătatea anului vom face evaluarea execuției bugetare și acolo unde execuția bugetară nu este așa cum am planificat-o, acele sume pot fi reduse pentru ministerele respective și de acolo începem și evaluarea ministerului sau performanței ministerilor, fiecărui minister. Mulțumesc și o singură precizare. Înțelegem că protestele nu s-au oprit, s-au oprit doar la Livezen, nu și la Lupeni, de exemplu. Mulțumesc. Bună seara, Dorian Necula de la Agenția de Presă cu Inus. Domnule premier, aș dori să vă întreb de ce ați terminat voucherele de vacanță, gratuitatea studenților
ați înghețat pensiile, dar de ce nu ați eliminat și sporurile și pensiile speciale prin ordonanță de urgență, cum ați făcut cu primele măsuri enumerate de către mine? Pentru că unele dintre acestea au fost aprobate prin legi în Parlament și ar fi fost foarte ușor atacate și nu ar fi, am fi fost o muncă făcută degeaba. Ce am putut să facem prin ordonanță de urgență, am făcut prin ordonanță de urgență. Restul, bineînțeles, se va face prin Parlamentul României și ați văzut deja în început, pensiile speciale ale parlamentarilor au fost eliminate. Vom vedea cum vor fi și celelalte Cât timp măsuri. Estimați că va fi prezentat proiectul Ministerul Muncii să fie trimis către Parlament privind eliminarea pensiilor speciale și a sporurilor? Va trebui să discutăm cu Ministerul Muncii. Știu că s-au creat deja grupuri de lucru pentru ambele proiecte. Trebuie să vă spun că atât reforma sistemului de pensii, cât reforma salarizării sunt două proiecte care sunt incluse în PNRR. Deci proiecte de reformă care sunt incluse în PNRR. Va fi în această sesiune parlamentară sau în cea din Doamne? Eu sper că da. Bună seara, Luiza Gireadă de la TVR. Aș vrea să vă întreb în primul rând când ajunge proiectul de buget în Parlament și când estimați că va fi aprobat? Ajunge în Parlament pentru că au fost câteva modificări la text. Astăzi, până se facă aceste modificări, s-ar putea să ajungă în Parlament, cred, în acest weekend și apoi depinde de biroul permanent reunit care va fi calendarul. Eu sper să fie cât mai repede. Și acele obiective pentru care ați alocat fonduri, bani din fondul de rezervă. Dați-ne câteva exemple. E vorba de spitale și ce spitale? Sau drumuri? Sunt și spitale, sunt și studii de fezabilitate, sunt și un aeroport, sunt mai multe proiecte. Și ultimă întrebare legată de mineri, de cei de la compania energetică Hunedoara. Dincolo de soluția aceasta pe termen scurt, ce se va întâmpla cu oamenii aceia? Care e soluția? Aștept un plan de la ministerul respectiv. Ați văzut, anul trecut am avut și eu zic că avem un succes cu Tarom. A fost aprobat un plan de restructurare, Tarom se ține de acel plan de restructurare și sumele merg în continuare, Tarom sper să revină pe profit. În continuare aștept un plan de la Ministerul Energiei. E un termen pentru acest plan? Nu trebuie să dai eu termenul, dă realitatea. Termenul trebuie să fie cât mai rapid. Bună seara, realitatea, nu televiziunea, realitate. Radio România. Vreau doar o clarificare. Ați spus un deficit bugetar de 7,42, deci nu mai este 7,16. Am specificat, este vorba de deficitul structural. În legea plafonului se pregătește deficitul structural. Deficitul structural este cel pe care îl calculăm relativ la PIB-ul potențial. Sunt mai multe deficite la care ne uităm. Deficitul pe cash, deficitul ESA și deficitul structural. În, de exemplu, în pactul fiscal ne uităm la deficitul structural. În România ne uităm la deficitul cash. Cu Comisia Europeană discutăm pe deficitul ESA. Sunt trei tipuri de deficit. Bine, și cel din PIB rămâne la 7,16. V-am spus, cu asta am început, am spus că 7,16 nu se modifică. Și spuneați de luni, poate o să faceți o nouă ședință privind hotărârea de guvern legat de normele de aplicare? Sau? Norme de aplicare pentru ordonanță de urgență legat de fond de garantare a creanțelor salariare. Larisa Bernească, observatoră Antena 1. Aș vrea să vă întreb dacă totuși în Parlament se adoptă amendamente care îngreunează deficitul, care este soluția pe care o pregătește guvernul? Păi, vom vedea atunci care este soluția. Eu, repet, nu cred că trebuie să depășim acest deficit. Dacă cumva sunt amendamente aprobate în Parlament care depășesc deficitul, vom vedea care este soluția. Poate putem să retrimitem legea înapoi în Parlament și așa mai departe. Dar eu țin la acest deficit, este un deficit pe care l-am anunțat public, este un deficit care este agreat la nivel internațional și un deficit care pune România în direcția corectă în perioada următoare. Știu că ați avut o discuție în cadrul coaliției, astfel încât parlamentarii care susțin coaliția să nu depună amendamente. Cu toate acestea, vedem și avem și declarații în sensul acesta în care parlamentarii de la PNL, inclusiv președintele partidului Ludovic Orban, dar și cei de la USR sau UDMR, totuși își doresc să depună amendamente, în special pentru zonele pe care le reprezintă, pentru circumscripțiile pe care le reprezintă și anumite investiții din acea zonă. Ați avut o astfel de discuție și dacă o reluați luni? Eu știu că nu se vor depune amendamente în Parlamentul României. Haideți să vedem ce se va întâmpla în Parlament. În acest moment știu că nu se vor depune amendamente. Mulțumesc mult de tot! Weekend plăcut!